Bună ziua și bine ați revenit la un nou vlog. Eu am încheiat vlogul acum vreo oră și acum îl încep pe unul nou. Să zicem că ne întoarcem la Milena și Medici. Am fost la hematolog și mi-a zis că e în regulă deocamdată să nu iau încă fier, dar am aflat încă o informație. Mă rog, să nu iau fier perfuzabil, dar am mai aflat o informație destul de utilă, ce nu am aflat-o până acum, și anume că s-ar putea să nu absorb fierul din cauza operației de gastric sleeve. Nu știu, mi-a explicat ea acolo stomacul cum funcționează și așa. Și să nu se absorbă pe cale orală și de aia să mi se fi recomandat cel injectabil. Însă mi-a schimbat din nou pastilele și mi-a zis să continui așa încă 6 săptămâni și în 6 săptămâni să mai merg să fac o hemoleucogramă, feritină și ce mai am eu de făcut. Să vedem cum stăm, pentru că odată cu sarcina o să mai scadă fierul, mă rog, hemoglobina, și a zis că mai bine să facem mai târziu. Am ajuns la premier, aici o să am următorul consult, o să vină și Mihai, dar mai am o oră până la consult și am zis să fac niște pași. Deci nu știu ce-i cu capul meu, dar când m-am dus la hematolog, am parcat, eram așa cu gândul în altă parte și mi-am uitat telefonul în mașină. Când am ajuns acolo, voiam să mă înregistrez singura, na, înregistrează-te, că nu aveam codurile pe care le primisem prin SMS. Mi-am luat și eu cafea. Și în Timișoara, astăzi vreau să vă zic că e o zi adevărată de toamnă, adică e foarte frig. Eu sunt rochiță, pentru că în ce să te și îmbraci când ești gravidă, că astea sunt singurele lucruri care nu mă deranjează la stomac și așa, la burtă. Dar asta este, e lungă, e până în pământ ea. Mi-am luat și ghete, pentru că chiar mi-era frig și mi-e frig și acum, dar e mai bine decât când am plecat eu de acasă, pentru că atunci când am plecat, am pornit căldură. Și o altă chestie, toată lumea se plânge că București e haos cu traficul și cu toate cele, dar nici Timișoara nu e mai bună. Adică am stat bară la bară astăzi, am făcut până la Julius Mall, într-un cam de, nu știu, să zicem 20 de minute de la noi de acasă, l-am făcut în 40 și am stat bară la bară de înainte de gară până la aproape de mall. Asta este. Am intrat și în Auchan puțin să cumpăr niște chestii, cum ar fi pasta de dinți, am tot schimbat-o. Încă o chestie ciudată în sarcină, dar am citit că e uzuală. Mi se umflă gingiile și am tot zis, hai să mai încerc să mai schimb chestii. Am folosit Parodontax, dar nu văd că face efect. Și am luat și apa de gură, pentru că mi se terminase apa și am stat acolo 5 minute să mă uit. Deci m-am mărit cu apa de gură, atâta m-am gândit pe care să o iau. Și până la urmă am luat Listerine asta, pentru că scria că e Total Care și nu doar Gum Care sau nu știu ce opțiuni mai au. Marketing, ce să zic. Bun, hai că o iau la pas. Nu știu, zona asta. Bine, cunosc toate zonele din Timișoara, evident, că stau aici, dar nu umblu prea des pe aici, așa că voi iau printre blocuri, așa ca baștinașii. Frig. Și eu plec la birou. Vedeți că geamurile toate sunt aburite. Plec la birou și mersul la birou devine tot mai greu, pentru că nu mai am ce să mă îmbrac. Adică mi-am luat o pereche de blugi de gravidă, dar mi se pare că sunt puțin dubioși. Adică trebuie să ai ceva foarte lung ca să acopere partea aia care vine peste burtă, ca și, mă rog, partea de sus, tricou, cămașa, ce-o fi. Și asta odată, că altfel arată urât. Și în al doilea rând, nu prea am părți de sus așa de lungi.
Și în Rochița e deja friguț. Așa că da, asta e, asta este cea mai mare problemă, nu vreau să mă plâng. Și ieri ați văzut că am umblat puțin, aștept să se încălzească puțin mașina, că chiar au dat drumul la căldură. Ieri am umblat puțin prin oraș, am făcut niște cumpărături, am mers până la DM, m-am plimbat prin Pepco și prin Sinsei, că n-am găsit nimic. Sinseiul plin de chestii de Crăciun, foarte drăguțe, dar na, pentru mine e prea devreme să cumpăr acum pentru Crăciun. O să vină timpul și pentru asta. Și Pepco avea chestii de Crăciun. Eu voiam să mă uit ce mai au din chestii de toamnă, nu mai aveau nimic. Câteva chestii de Halloween și cam atât. Bine, oricum nu e ca și cum mi-ar fi necesar neapărat, dar în fine. Și legat de birou și îmbrăcăminte și chestii de genul, mi-am comandat de pe Shein acei ciorapi flăușați, care arată foarte bine așa ca și design. Arată ca și cum s-ar vedea culoarea piciorului, deci aștept să vină asta. Și mă rog, mai am comandat niște accesorii pentru nuntă, sper să ajungă în primul rând, pentru că îmi dă cam 15 zile lucrătoare și noi avem 15 zile lucrătoare până la nuntă. Deci, na, vedem. Dacă nu, o să ne descurcăm, că nu vreau să mă stresez cu chestii de genul. Îți pline magazinele de chestii și oricum nu e ca și cum nu o să se facă nuntă dacă n-am eu nu știu ce chestie. Și vine să râd acum, pentru că atunci când am rezervat noi localul, Mihai era foarte optimist și zicea că păi ce, că dacă e vreme așa frumoasă ca anul trecut în octombrie a fost foarte frumos, ținem afară, că restaurantul are și terasă, ținem afară. Zic eu, măi, nu știu ce să zic, 28 octombrie evenimentul, mă îndoiesc că o să fie atât de cald, dar vreau să vă zic că de pe acum îmi vine să dăm drumul la căldură, pentru că e destul de frig. Și na, nici nu vreau acum să mă mir, wow, e frig în octombrie. Da, sunt 9 grade în 11 octombrie, cred că e în regulă, cred că e firesc să fie așa. Nu cred că am revenit după control luni, dar e tot în regulă, bebe crește și da, timpul trece, că v-am zis, nu vine să cred că duminică, acum intrăm în luna a șasea de sarcină, nu pot să concep că atât de repede a trecut timpul. Bun, mă concentrez aici pe condus și ne auzim. Am vrut așa să vă fac un mic update în legătură cu întâmplările recente. Voiam să vă zic că e a doua zi, este joi, 12 octombrie. Și ieri a fost o zi foarte, foarte productivă. Am reușit să fac foarte multe chestii. După lucru, trebuia să ajung la croitoreasă cu rochia mea de mireasă, care a fost gata și am fost să o ridic. Nu știu dacă am zis că am luat un număr mai mare și trebuia și scurtată. Și aveam eu un plan că atunci când o să merg la birou să intru în câteva secunduri ca să caut niște haine lejere pe care să le pot purta acum în sarcină și să nu investesc foarte mulți bani, pentru că nu are sens pentru câteva luni să cumpăr nu știu ce haine. Și vreau să vă zic că am găsit, astăzi aduceau marfa nouă și nu mă gândeam că o să găsesc ceva, sincer, că de obicei la ultimele articole nu se găsesc nu știu ce comori, dar am găsit 10 bluze cu 3 lei, adică 30 de lei în total. Chiar am zis, cu 30 de lei nu mai poți să-ți cumperi mare lucru, un somon e 50 de lei. Și am cumpărat 10 bluze, mă rog, bluze, tunici din astea, unele arată ca și niște rochițe, să port peste pantaloni lejeri sau, mă rog, colanți ca să acopere partea din spate. Și
Pe lângă asta am mai intrat într-un alt second unde era totul cu 5 lei și am luat două cămăși, asta în cazul în care na, merg la birou sau trebuie să merg undeva unde nu pot să merg în colan și așa. Mi-am luat două cămăși și ce am mai luat de acolo? Tot o bluză, cred că, nu mai știu. În orice caz le-am băgat pe, nu pe toate, că n-am încăput în mașină. Le-am băgat la spălat o tură aseară, aștept să se usuce, o să vi le arăt așa pe repede, că nu sunt ceva wow, dar chiar am găsit chestii drăguțe. Bine, toate cam în culori similare am observat ieri când le-am băgat la spălat. Și na, am fost după aia după rochie, sunt mulțumită cum a ieșit și arată deja altfel pe mine că burta tot crește și se face acolo o mingiucă. Și după am întâlnit cu Mihai în oraș, am avut ceva treabă, am mers, am mâncat o salată așa bună, deci la Mesopotamia fac o salată foarte bună, să știți, foarte bună. Nu mai știu cât, e 30 ceva de lei, cred că am dat pe ea, dar foarte gustoasă. Și când am ajuns acasă, mi-a venit un colet. Și care e povestea cu acest colet? Vreau să vă zic că acum 2 zile mi-a apărut la o reclamă că editura Literă începe să scoată din nou colecția Disney. Și am zis că e o ocazie super să îi cumpărăm la bebe în avans niște cărți. Știți povestea mea cu cărțile și pentru mine au fost o mare parte din copilăria mea. Cărțile au avut o însemnătate mare. Și vreau să-i fac colecția Disney. Și mi-am făcut abonamentul. Pe lângă asta am mai cumpărat niște cărți senzoriale. Și asta a fost marți. Ieri, miercuri, pe la prânz, nu sună un număr, mi-am dat seama că e curier, pentru că primisem deja mesaj că o să vină. Scria că e de la editura Literă. Zic, ok, așa de repede să vină, nu vine să cred că am comandasem cu, nu știu, mai puțin de 24 de ore în urmă. Și plus, în comandă scria că vor fi livrate după nu știu cât noiembrie, pentru că aceasta a fost ca un fel de precomandă pentru colecția Disney. Și în fine, am zis să lase coletul, pentru că nu era nimic de plată. Eu nu mai știam dacă am plătit sau nu acel colet. Când am venit acasă și am deschis coletul, mi-am dat seama că nu e aia, ci editura Literă mi-a făcut o super surpriză. Și mi-au trimis niște cărți foarte frumoase. O să vă arăt și vouă și îmi place că cutia e așa, deja în straie de sărbătoare și Lidl, săptămâna viitoare, aduce gama favorită, e preferata mea perioada anului asta când încep chestiile de Crăciun. Deci e cam de vreme, dar na, asta e. Știți cum e cu consumerismul ăsta. Și hai să vă arăt și cărțile pe care le-am primit. Recunosc că am citit mai multe chestii din astea de sarcină, de copii, de chestii din astea în ultima vreme. Dar se termină emisiunea și cuțite în curând și o să mă întorc la citit pentru că sezonul ăsta parcă asta cere. În primul rând așa arată cutia. Mi se pare foarte tare. Așa și avem 3 cărți. Avem un thriller. Chiriașa tăcută, un roman de suspans psihologic captivant, o lectură explozivă, absolut fascinantă, un thriller de debut uimitor, îndrăznesc și complet satisfăcător. O să vedem imediat și despre ce e vorba. Și ultima este aceasta, Șoaptele, fascinant, un roman visceral, plin de strălucire. Interesantă copertă. Într-o zi de sfârșit de vară, cuplurile înstărite de pe Harlow Street și copiii lor se reunesc la un grătar. Printre felurile sofisticate asigurate de firma de catering și spectacolul magicianului, băutura curge la discreție. Totul este minunat până când gazda, într-o chipare a perfecțiunii feminine, explodează de furie pentru că fiul ei nu ascultă. Toți invitații aud cum își dă aramă pe față, răcnind insulte cumplite la adresa puștiului de 10 ani. Peste câteva luni, băiatul cade de la fereastră în toi nopții. Tot ce poate face mama lui e să-l vegheze la spital în timp ce viața îi atârnă de un fir de păr. Iar în următoarele 3 zile, existențele a 4 familii se schimbă radical pe măsură ce fiecare dintre femeile implicate încearcă să înțeleagă
Ce a dus la cumplitul deznodământ? Șoaptele explorează cu iscusință invidia, prieteniile feminine, dorința și intuițiile pe care le reducem la tăcere, impunând-o pe Ashley ca pe un talent de prim rang al ficțiunii feminine. Foarte interesantă și asta. Pare tulburătoare. Eu le mulțumesc celor de la Litera, chiar mi-am făcut o surpriză super faină și nu mă așteptam și sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare să primesc cărți. Bun, cam atât pentru această incursiune. Încep lucru și ne auzim mai încolo. Vreau să fac ordine și am dat de cutia asta cu produse terminate, nu mai vreau să le țin, nu vreau nici să filmez clip separat. Și voiam să vă arăt așa, în mare, ce cred eu despre produse. Ăsta este unul dintre cele mai bune deodorante pe care le-am încercat eu, doar că este foarte, foarte puternic. Și dacă le folosiți pe baterii, de exemplu, s-ar putea să le distrugeți, exact ce am făcut și eu. Și s-a schimbat culoarea lor și, mă rog, nu trebuie lăsat pe baterii în niciun caz. Dar acolo unde am avut calcări, de exemplu, unde se adună pe chiuvetă sau pe... în vană, se schimbă așa puțin parcă textură, nu mai așa lucios. După, nu fără, se rezolvă treaba asta. Acest as pentru pardoseli mi-a plăcut tare, tare, tare mult cum mirosea. Acum, la capitolul cum curăță, nu pot să observ diferență între ele, dar mi-a plăcut super mult cum miroase. Știți, de exemplu, că mie nu-mi plac de la Sevi cele neam, mi se par foarte, foarte nașpa mirosurile, dar ăsta e super. Apa de gură de la Sensodyne, nu am ce să vă zic, nici bine, nici rău, nu mi s-a părut nicicum, adică a fost ok, nu știu dacă e bună sau nu. Un alt anticalcăr care îmi place foarte mult și miroase foarte bine și e și destul de eco-friendly, așa zic ei, cel puțin. Din DM l-am luat eu, poate să găsesc, citești și în alte magazine, de la marca asta Frosh Ecological, cu oțet de zmeură, foarte faină și miroase și lasă și bateriile și na, tot ce am spus cu el, chiar ia câteva stic, nu știu câtă sticlă pe care o folosesc. Am terminat acest gel de duș de la Sien și l-am terminat pentru că am folosit și pe post de săpun, pentru că m-am plictisit maxim de miros și nu mai vreau niciodată să iau gel de duș în mărimea asta, 1150 de ml. O fi o fiță, e foarte posibil, dar na, eu nu sunt fană să-l folosesc atâta timp, dar e ok, nu a uscat pielea sau ceva. Un alt săpun de mâini pe care l-am folosit tot de la Sien, de la Lidl, mi-a plăcut super mult cum mirosea și parcă mirosea și baia după ce spălai mâinile, așa mi se pare mie, cu mango. În sfârșit am descoperit cel mai bun detergent de haine, mă rog, cel mai bun. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase și nu mai foloseam absolut deloc balsam și... Na, acum, momentan, de exemplu, am un Formilu și el îmi place foarte mult, dar, nu știu, mi-a plăcut foarte mult cum miroase. Formilu nu lasă miros și o să mai caut. L-am primit, mai am câteva capsule pentru că am primit două cutii și o să caut Ultra Oxy. Foarte bun. Detergentul de la Spark m-am povestit că mi se pare că l-au stricat puțin. Îl foloseam cu drag înainte, mi se pare că nu mai e așa puternic și că trebuie să revin cu multe pompițe ca să spăl o chiuvetă de vase. Chiar azi am terminat și acest chifra. Mai am, cred că două sticluțe, tot așa, pe la jumătate sau mai puțin, pe care vreau să le termin în curând, pentru că din februarie în curând nu o să mai folosim parfumanți de rufe. Mă uitam aici, nu știu. Mirosea cu, este cu miros de flori de portocale, foarte interesant ca miros. Îmi plac foarte mult parfumurile Chifra.
Uite, asta e un alt detergent pe care l-am folosit, este de la Lidl, Maxitrat. Țineți minte că l-am cumpărat, că l-am căutat mult înainte să-l găsesc. Am terminat masca asta de la Nara, de la Nala. Foarte bună, ci că este pentru părul uscat și pentru un păr uscat și deteriorat. Pasta de la dinți de la Sensodyne, deja nu știu câtă, pe care o folosesc și am folosit-o și pe cea de la Colgate. Eu personal prefer ca și gust mai mult altele decât Sensodyne și Parodontax, dar astea mi-au fost recomandate. Un odorizant de cameră care chiar mi-a plăcut foarte mult este de la Auchan, l-am luat eu, dar nu cred că e marca lor proprie. 5 lei cred că am dat pe el și miroase foarte proaspăt. Și un alt odorizant de cameră, doamne, nu știu ce e cu mine, de cameră, cu mentea și lămâie. Este un alt odorizant preferat de-al meu, l-ați văzut de multe ori la mine. Produsele astea două să le pun deoparte, pentru că știți că Gervital are o campanie în care dacă le aduci produsele lor, primești ceva produs gratuit, depinde de luna în care ne aflăm. Din păcate nu pot să zic că am văzut ceva diferențe. La început mi s-a părut că da, după aia nu mai. Și părul meu acum arată mai bine decât oricând, adică efectiv l-am spălat duminică, astăzi e joi, arată ca și proaspăt spălat. Și nu se unge absolut deloc și e foarte strălucitor. Cred că se datorează sarcinii totuși. Gelul ăsta de duș, l-ați văzut când am primit de ziua mea. Foarte mult mi-a plăcut gama asta cu miroase, pentru că n-am mai testat-o până acum de la Rituals. Știți că sunt îndrăgostită de produsele lor. Și am mai primit un scrub pe care îl folosesc în momentul de față și o cremă de corp pe care aproape că am terminat-o și pe ea. Foarte bine miroase. Am terminat și această cremă, de fapt masca de față. Foarte plăcută așa ca și textura, era, nu era atât de lichidă, era mai groasă ca și textură și simțeam așa că îmi hidratează pielea. Acum, dacă o fi sau nu o fi, important e că m-am răsfățat puțin, este de la Balea. Tot o mască interesantă, pe asta am luat-o din Franța, când am fost în mai, și este cu cărbune. Se face, vedeți, ea când o pui pe față arată cam așa și după aia se fac aceste balonașe, așa, spuma asta. Știți ce, că curăță în profunzime. Nu știu, știu sigur că m-a pișcat puțin, cred că am luat-o de la Action, cred că da. Am terminat și această, doamne, am un lapsus de zile mari, acest cleanser, soluție de curățenie a feței. Nu știu cum să zic acum că efectiv am un lapsus, de la Frudia. L-am primit anul trecut de ziua mea, de la fetele de pe YouTube și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult chiar. Simțeam că îmi scărțe pielea după ce mă spăl cu ea. Și da, am folosit-o cu spor, m-a ținut foarte mult timp. N-am ținut-o un an, nici nu știu dacă ar fi fost în termen. Bine, cine înțelege aici ce se întâmplă. Doar că am deschis-o prin toamnă, cred că și m-a ținut până în primăvară. Un alt șampon despre care nu știu ce să zic, pentru că n-am observat nicio chestie, nici bună, nici rea, este de la Balea și ci că el ar fi cu cofeină și ar ajuta părul să crească mai repede. N-am observat și ceva. O lumânare parfumată de la Woodwick, pe care l-am terminat-o, mirosea foarte proaspăt, foarte proaspăt, așa, așternuturi proaspete cu neroli. Nu știu ce mai avea el acolo, dar avea fitilul de lemn. Și uitați unde a ajuns fitilul, de aia nu-i terminată, fitilul s-a dus fix pe lângă perete și mi-era frică să nu se spargă sticlă. Dar așa mirosea frumos, dar nu degaja miros. Bine, nu e foarte mare. Am primit-o de ziua mea și mi-a plăcut așa, dar vă zic, nu mirosea, nu umplea încă perea de miros. Încă un Sensodyne, wow, ce surpriză! Și
Și aici mai am niște produse, cum ar fi acest lichid camuflaj de la Catrice, a nu știu câtă sticluță pe care o termin. Este un concealer foarte bun. Protecție solară de la Revox, uite că m-am murdărit cu lumânarea. Mie mi-a plăcut foarte mult, drept urmare am mai cumpărat una. Este cu protecție 50 și are și acid hialuronic în compoziție. Aici arunc pentru că e prea veche și nu prea folosesc oricum un creion de sprâncene de la Wet n Wild. Fondul de ten de la Sephora. Foarte mult mi-a plăcut, doar că nu era nuanța cea mai potrivită pentru mine, dar amestecam cu o altă, cu un alt fond de ten. Ce-i fain este că e așa, are o textură faină, e mai potrivit pentru iarnă, pentru că are o acoperire foarte, foarte bună. Și un luciu de la Essence. Îl arunc pentru că e de mult și mai am unul oricum mai nou. Și ultimul produs pe care l-am terminat și îmi pare tare rău că l-am terminat este Aqua Allegoria Mandarin Basilic, unul din parfumurile mele preferate de la Guerlain, pe care l-am primit acum 2 ani de la sora mea, deci m-a ținut 2 veri, pentru că preponderent vară l-am folosit. Îmi doresc să-l mai am, abia aștept să mă achiziționez și varianta intens, că am înțeles că ține mai mult, persistă mai mult pe piele. Poate asta nu persistă atât de mult pe piele, dar mirosul mă făcea mereu să mă simt fericită, să zâmbesc și chiar la un moment dat știu că Andrea Ichim povestea ceva că ea atunci când se simte rău, sau mă rog, când are o zi mai proastă, se dă orică cu parfumul ei preferat, ori se machiază sau ceva de genul. Și m-am dat eu atunci când am auzit asta cu acest parfum și chiar mi-a schimbat starea, pentru că și eu mă simțeam mai nemotivată în ziua respectivă. Asta a fost anul trecut, în toamnă. Și da, am terminat și sticluța asta. Acum o să adun toate chestiile astea și le duc la reciclat. Iar am organizat dulapul pentru că trebuia să adaug aceste noi articole în dulap și am luat din hainele de vară. Și să vă arăt așa cam din ce s-a uscat. O rochiță care este un verde foarte închis. E tricotat, mă rog, de fapt este un, nici nu știu ce să zic ce e, pentru că la mărime scrie că SM. Vedeți că de mare e asta, numai SM nu e. Ori o fi o rochiță scurtă și prins cu ceva în talie, ori eu o să port așa și peste culanți cred că o să arate bine. Vedem, e mare, e foarte mare, dar asta a fost și ideea, să nu mă strângă nimic la stomac. Asta a fost una din cămășile alea pe care am luat cu 5 lei. Mi-e place foarte mult, bineînțeles că trebuie călcată, dar așa, ca și culori, îmi place. Am încercat hainele și îmi stau bine. La unele sunt mari, dar e perfect. O altă cămașă, iarăși culorile îmi plac foarte mult. Nu vi le arăt, nu o întorc acum, că oricum trebuie călcată. Vara din ce s-a spălat, că mai am o tură acum de întins, dar nici faine că sunt calde, au stat la soare. Eu acolo și cu aspiratorul. Am aranjat puțin pe aici și am aspirat și dulapul, pentru că acolo pe șină se adună mereu praf. Asta este chiar o rochiță gri. Cam așa, uite că a rămas de la etichetă. Am zis să șterg puțin praful pe aici, să mă ocup puțin. Am terminat lucru, e 4:30 aproximativ, pentru că de la 6 mai am oră. Și vreau o oră să fac curățenie, așa mi-am pus alarmă, și după aia să pregătesc o oră, pentru că trebuie, și după când termin cu oră o să mă ocup și jos puțin. Acolo nu e nevoie de curățenie, e doar nevoie de a strânge niște lucruri. O altă chestie gri, din nou, tot așa un plover. E oversize și e, zic că e S, din nou vă zic că e mare. Dar arată bine, că pică așa pe umăr, dar ce bine miros hainele. Nu știu dacă am spart cu Ariel sau cu Formil. Și ce mai am?
Un alt pullover, tot așa, e albastru închis, îmi place, chiar îmi plac toate hainele, sunt foarte încântată, adică 3 lei pe o chestie din asta, e, chiar merită să le dăm o a doua viață. Așa, uite, altă culoare, ca să schimbăm puțin, e acest pullover, ăsta văd că e puțin umed aici pe la guler, e ca o helancă, are aici pe ceva pe la mânecuțe. Și un verde din ăsta mentă. Nu se vede prea bine în imagine, dar o să-l mai întind puțin, că am simțit că e umed. O altă bluziță, asta e subțirică, așa. Unele se le porci pe acasă, văd eu în ce stare sunt. Dar zic că arată foarte bine. Asta, de exemplu, merge portată pe acasă. E o bluză subțirică și am obosit iară găfe. Ce mai am? Asta e tot al meu, da. Un plover albastru, tot așa, e mai lălui. Asta are jos ca și cum ar fi cămașa. Are un material, sus nu are la guler. Și da, îmi place că nu strânge, adică chiar l-am încercat și îmi stau bine. Așa, nu știu dacă mai am mai ceva sau restul sunt la în tura a doua. Cred că atât a fost tura asta. Și în rest o să vi le arăt când le pun la uscat, așa pe repede, vi le arăt pe sârmă. Și mă întorc la treabă că mai am puțin să termin aici ce mi-am propus pe ore. Acum mi-am adus aminte că ceva am uitat să fac azi și cred că o să fac acum. Tot amân unele chestii care nu-mi plac și cred că cu toții facem asta. Dar trebuie să dau un telefon și mi-am propus să pregătesc certificatele de naștere al meu și al lui Mihai pentru că săptămâna viitoare depunem actele de căsătorie marți. Luni trebuie să mergem... să scoatem certificatele de la medicul de familie că suntem apți pentru căsătorie. Și pe lângă asta mai avem nevoie de certificatul de naștere și carte de identitate. Deci nu sunt foarte multe documente de pregătit. Doamne ajută, că știți că în România birocrația e la ea acasă. Termin treaba și ne auzim. No, hai să vă arăt și restul. Astea le pun acum la uscat. Un plover gri deschis, o rochiță, e o lumină de te doare mintea, cam așa e neagră cu dungi și cu mânecă 3 sfert și ăsta e un hanorac, are și glugă, așa pe la mâneci, asta e gluga lui. Și un plover roz deschis, așa. Da, o să le vedeți voi prin vloguri. Deci pe toate astea am dat foarte puțin bani. Bună dimineața! Am zis să vă salut din plimbarea mea. Mă duc să ridic un colet de la Easybox. E dimineața de vreme. Nu e nici 8 ceasul, dar bine că a răsărit soarele. Și ce mi se pare super, am zis că profit de ultimele zile de căldură cât de cât, pentru că de luni încolo se anunță 13 grade maxime zilei și mâine vor fi 27, mâine fiind sâmbătă, deci diferența e destul de mare de temperatură și am luat-o la pas, mai facem și niște pași. Gata și plimbarea mea și o să încheiem și vlogul pentru că cred că o să avem... un vlog destul de lung și aș vrea să-l postez astăzi și uitându-mă așa la fetele care postează mai des în perioada asta, Sandra Niculaescu, Priscila, îmi vine și mie să postez mai des, dar nu am chestii atât de interesante să vă povestesc. Dar în orice caz o să încerc să fiu cât mai consecventă în ceea ce privesc postările. Am fost până la Profi și aveam de gând să cumpăr lapte, ouă,
Pâine, pentru că săptămâna trecută ați văzut că am făcut destul de multe cumpărături de la Lidl, n-am terminat nici jumătate din ce am cumpărat și mă bucur, pentru că nu mai trebuie să mergem la cumpărături și acum doar am completat. O să trebuiască să mai luăm niște fructe și legume, mă rog, castravet și ceva fructe. De obicei, dacă mi se face foame seara, prefer să mănânc un măr, chiar dacă nu-i recomandat să mănânci fructe seara, decât să mănânc mâncare seara târziu, zic. Și ce am mai găsit la Profi, ce căutam la Lidl, dar n-am găsit până acum și mă miram eu că nu găsesc, este dovleac. Și vreau să fac plăcintă cu dovleac și cred că aș încerca, cât a fost? 6,85 lei bucata asta. 1 kg 700 parcă a avut, era la ce o ofertă. Și aș vrea să încerc rețeta americană. Doar că aș vrea să văd dacă pot să găsesc varianta fără prea mult zahăr sau fără lapte condensat. O să văd eu, mă uitați pe mai multe rețete. Are Priscila ceva interesant, dar cred că e cu lapte condensat și nu îl am la îndemână și sigur nu o găsesc la Profi. Și dacă intru la Lidl o să cumpăr și alte chestii. Așa că vă las și vedem ce gătesc în următorul vlog. Vă doresc un weekend minunat, pentru că astăzi e vineri. Dimineața fiind, eu acum o să editez și, mă rog, vlogul e pe jumătate editat și ne auzim la un nou vlog. Filmăm și pe weekend dacă avem ce filma. Un weekend minunat și v-am pupat. Pa! Și Zoe vă salută. Hai, Zoe! Ciao!